Haridoză împreună cu invitații mei de astăzi. Medicul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate, în platou alături de mine. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. Mulțumesc mult pentru prezență. De asemenea, prin Skype, alături de noi este doctorul Vasilica Plăiașu, este medic primar genetician. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua. Sper că ne auzim cu doamna doctor. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Vă propun în început, stimați telespectatori, să urmărim împreună un material pregătit de colegii de la 360medical.ro cu privire la acest subiect. Mucopolizaharidoza de tip 1 este o boală multisistemică cu transmitere genetică. Severitatea tabloului clinic este variabilă, iar în funcție de aceasta se disting trei sindrome. Cel mai sever este sindromul Hurler, cu debut precoce, iar cel mai puțin sever este sindromul Skeie. Acesta debutează mai târziu, în perioada copilăriei sau chiar la pubertate, iar dezvoltarea somatică și mentală este în limite normale. Al treilea sindrom este o formă intermediară între primele două. I was diagnosed with mucopolysaccharidosis type 1 when I was 11 years old, and it's still hard to pronounce, so let's just call it MPS1. MPS1 belongs to a larger group of inherited disorders caused by a problem with the cells in your body. Living with MPS1 can be tough, and although I don't look or act differently, I still struggle with a serious condition. Another struggle I have is walking around campus at night due to my poor vision. Manifestările bolii apar treptat. În primul semestru de viață se remarcă prezența herniilor arinitei și otitei frecvent recidivante sau cu evoluție cronică. După vârsta de 6 luni și până la 12 ani, tabloul clinic al bolii este aproape complet. Totuși, la pacienții cu forme atenuante ale bolii, diagnosticul este de multe ori dificil. The diagnosis is made after you suspect it, and that's where it's difficult. In the more mild forms, patients may not have the characteristic features. Patients with MPS generally are described as coarse or have a coarse facial features, a very prominent brow, macroglossia, a large tongue, and a short stature and sometimes a growth impairment. După vârsta de 12 ani, manifestările clinice evoluează progresiv. Se agravează suferința cardiacă, apar valvulopatii, semne ale bolii coronariene și ale hipertensiunii sistemice sau pulmonare. Da, am văzut în mare câteva lucruri despre această boală rară și, după cum vă promiteam în debutul acestei emisiuni, o să încercăm să aflăm răspunsul la foarte multe întrebări care îi privesc pe acei pacienții care suferă de mucopolizaharidoză. Domnule doctor Fotin, încep cu dumneavoastră. V-aș întreba câte persoane sunt vizate, câte persoane suferă de această boală în România și care este situația la nivel mondial? După cum am văzut în descrierea din materialul de la începutul emisiunii noastre, este și această boală parte a categoriei de boli rare. Boli rare care au o frecvență mică în populație, dar care prin impactul generat asupra pacienților cauzează o multitudine de probleme. Dacă vorbim de mucopolizaharidoza tip 1, care face și aparte dintr-o categorie de mai multe tipuri de polizaharidoze pe care probabil le vom aborda în emisiunile noastre, incidența apariției acestei patologii este de 1 la 100.000 de nou-născuți. La 100.000 de nașteri există riscul să apară o patologie, o apariție a acestei patologii, care practic, așa cum am văzut, este o boală genetică datorată unei activități deficitare, a unei gene care codifică, care stimulează o anumită enzimă cu rol în metabolismul celular. La noi în țară, din câte cunosc, până la această dată sunt diagnosticate 7 persoane cu mucopolizaharidoză tip 1, deși dacă ne uităm la indicatorii statistici de incidență la nivel global, ar trebui să avem în jur de, raportat la nivelul populației, în jur de 50 de persoane. Probabil că stimularea măsurilor de screening antenatal înainte de naștere ar depista astfel de patologii mai mult decât acest număr de 7. Da, vreau să întrerupem puțin discuția pe marginea acestui subiect pentru că avem cifre noi care vin de la grupul
de comunicare strategică în ceea ce privește rata de infectare la nivelul întregii țări, la nivelul capitalei, unde situația este foarte gravă și numărul de noi cazuri de COVID-19 pe teritoriul României sunt 3855 de noi cazuri de infectare raportate pentru ultimele 24 de ore, 19292 de teste, mai puține ca de obicei. Se întâmplă acest lucru în weekend, să se efectueze mai puține teste. O rată de infectare în București de 3,35. Vă spuneam așadar, situația rămâne la nivelul capitalei în continuare critică și cifre alarmante vin de la secțiile de terapie intensivă. Avem 828 de pacienți internați în momentul de față în stare gravă la ATI. Domnule doctor Fotin, vreau să comentăm foarte pe scurt aceste cifre. Profit de specializarea dumneavoastră în epidemiologie și vreau să facem, vă rog, un scurt tablou asupra cifrelor. Cum arată ele astăzi? Ele arată, pe de o parte, într-un mod în care ne așteptam, având în vedere măsurile de relaxare luate acum câteva luni, arată într-un mod în care ne-am aștepta în condițiile în care vedem că ne aflăm într-un val 2 al epidemiei la noi și, de fapt, în toată Europa. Important, deci sunt cifre pe care le așteptăm, pe de o parte. Important, cred că este celălalt indicator pe care l-ați menționat, cifrele legate de numărul pacienților care au nevoie de terapie intensivă. Noi am mai discutat de-a lungul acestei perioade dificile pentru sistemul de sănătate și pentru noi toți de altfel, că important este într-o epidemie generată de o boală transmisibilă capacitatea sistemului medical de a-i face față. Prin urmare, indicatorul pacienților care necesită suport în terapie intensivă devine un factor cu atât mai important sau mult mai important decât până la urmă numărul de persoane asimptomatice sau forme medii, pentru care am văzut în ultima săptămână că guvernul a luat deja niște măsuri de a asigura tratamentul la domiciliu prin medici de familie. Sperăm că sistemul de sănătate face față după atâtea luni în care a trebuit să gestioneze un număr mare de pacienți și acestei creșteri a numărului de pacienți care necesită terapie. Da, pentru că observ că ne apropiem cu pași timizi, ce e drept și asta este îmbucurător, către acel număr limită de paturi aflate în secțiile de terapie intensivă destinate, la nivel național destinate pacienților cu COVID, domnule doctor. Ce se va întâmpla în momentul în care se va atinge cifra maximă? Pe de altă parte, am văzut și eforturile autorităților de a crește acest număr de paturi necesare pacienților care necesită terapie intensivă chiar în ultima săptămână, prin suplimentarea numărului de paturi în diverse spitale, prin înființarea de spitale modulare de ATI, prin asigurarea de profesioniști, prin stimularea colegilor care au terminat rezidențiatul în anumite specialități medicale, care să se alăture acestei lupte, să-i spun așa, și de asemenea suportul acordat de către medicii de familie, ca și până acum și de acum încolo cu atât mai mult, pentru a gestiona cazurile care presupunem că vor decongestiona în parte unitățile sanitare de respectiv asimptomatici. Da, o să mai comentăm și în programele viitoare pe Unu TV aceste cifre îngrijorătoare, vă spuneam, în ceea ce privește numărul de pacienți internați la secțiile de terapie intensivă, 828 de români în stare gravă la spitalele COVID din țară, internați la ATI, aproape 4.000 de noi cazuri de infectări raportate la puțin peste 19.000 de teste, 73 de decese, nu am menționat acest lucru, și numărul celor care și-au pierdut viața este destul de ridicat. Vreau să revenim la discuția pe care am început-o în debutul acestei emisiuni. Doamna doctor Plăiașu, vreau să mă adresez dumneavoastră întrebându-vă care sunt simptomele și cum se diagnostichează această boală rară numită mucopolizaharidoză. Okay.
După cum vedem, în fiecare zi trăim provocări. Și acest grup de boli rare, mucopoliza haridozele, reprezintă o provocare de foarte multe ori, atât pentru pacienți, cât și pentru specialiști. Vorbim de tipul 1 de mucopoliza haridoză pentru că este printre primele descrise. Deja s-au împlinit 100 de ani de când a fost descrisă această afecțiune și totuși are o serie de necunoscute încă neelucidate. Și totuși, cu tot ceea ce se cunoaște în acest moment, putem stabili de multe ori cu ușurință diagnosticul. Cum ne putem orienta? Trebuie să fim atenți, atât familiile, cât și doctorii, specialiștii. Putem vedea trăsături fizice particulare, un craniu mai mare, un aspect facial mai particular, mai grosier, spunem noi. O serie de probleme respiratorii, după cum deja ați precizat, infecții otice, rinite, otite, cu evoluție cronică, de multe ori agresivă, care apar în mod repetat. Acest tip de afecțiune este o afecțiune multisistemică, poate interesa și alte sisteme în afara aspectului fizic. Vorbim de creșterea... Îmi cer scuze că vă întrerup, doamna doctor, o să revin la dumneavoastră imediat. Suntem o televiziune care transmite în direct și, evident, evenimentele vin peste noi. Mergem la sediul PSD, se fac declarațiile, urmărim împreună. Construirea acestui draft, de la ceea ce înseamnă prima obligație a unui guvern, și anume aceea de a-și proteja oamenii. Această sarcină include patru piloni importanți. Protejarea securității naționale, sănătatea, locurile de muncă, ceea ce înseamnă inclusiv familie, și economia. Acești patru piloni înseamnă viitorul fiecărei națiuni. Guvernul PNL a eșuat în această obligație. Pandemia, eșuat. Educație, eșuat. Protecția locurilor de muncă, eșuat. Apărarea puterii de cumpărare, eșuat. De aceea, în construcția ofertei noastre pe acest sector, am plecat de la 6 piloni importanți. Am să-mi permit să vă prezint în mare aceste 6 idei, programe principale, urmând ca după aceea domnul ministru Marius Budăi să detalieze toate aceste lucruri. 1. Noi venim cu un program care are ca obiectiv principal siguranța locurilor de muncă. Este cheia nu doar a programului pe muncă, așa cum v-am prezentat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, este cheia și programului nostru economic. Cei de la PNL nu au așa ceva. Au aruncat cu banii în economie fără a condiționa menținerea sau crearea de noi locuri de muncă. 2. Noi considerăm că locul de muncă este cea mai bună formă de protecție socială. Cei de la PNL au venit cu o măsură pasivă. Au băgat românii în șomaj tehnic și după, ce se întâmplă cu românii? Ies din șomaj tehnic și intră în șomaj definitiv. 3. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Pe ei nu interesează ce se întâmplă cu tinerii care nu-și găsesc un loc de muncă sau sunt concediați, cu persoanele peste vârsta de 55 de ani, cu grupurile dezavantajate. Prin acest program noi venim cu măsuri țintite, directe, simple, pentru toate aceste categorii sociale. 4. Prim vicepreședintele Partidului Social Democrat, fost premier al României, Sorin Grindeanu, declarații de la sediul partidului cu privire la promisiunile pe care socialdemocrații le fac
românilor. Suntem în precampanie electorală, este firesc să se întâmple astfel de conferințe de presă din partea politicienilor. Vă propun să revenim la discuția noastră despre mucopolizaharidoză, mai exact cea de tip 1. Doamna doctor Plăiașu, v-am întrerupt. Vorbeați despre simptome și despre cum se diagnostichează această boală. Vă rog. Spuneam că este de multe ori ușor de diagnosticat, dacă suntem atenți. Să nu uităm că este o afecțiune care vizează în special vârsta pediatrică. Aici este vârsta unde se poate pune un astfel de diagnostic. Și există chiar etape de recunoaștere a anumitor semne. Dacă vorbim de primele luni de viață, sunt o serie de semnale alarmante care ar putea să ne ridice în discuție o astfel de afecțiune. Vorbim de hernii, fie că este o hernie ombilicală, fie că este o hernie inghinală, ne poate face să ne gândim la o astfel de afecțiune. De asemenea, mai târziu, de-a lungul lunilor, anilor care urmează, spuneam că boala este progresivă, pot să apară și alte organe implicate. Putem observa afecțiuni ale ochiului, putem observa probleme ale auzului, probleme respiratorii, datorită îngustării căilor respiratorii, cu probleme, inclusiv probleme cardiace. Există, după vârstă mai mare, riscul chiar de deces prin agravarea acestor simptome, problemele respiratorii și problemele cardiace fiind principalele cauze ale decesului. De ce se întâmplă toate astea într-o formă progresivă? Trebuie să înțelegem un pic, în mod simplu, ceea ce se întâmplă în spatele afecțiunii pentru a putea să recunoaștem calitatea ei genetică și tipul ei de evoluție. Domnul doctor spunea că există o genă, IDUA se numește, care este în spatele acestei afecțiuni. Mutații la nivelul acestei gene fac ca enzima controlată de genă să nu mai funcționeze corect. Această enzimă are o localizare foarte specială într-un compartiment al celulelor corpului, se numesc aceste compartimente lizozom. Care este rolul acestora? Au rolul de a digera, de a recicla o serie de molecule. Vorbim de aceste molecule de zaharuri, mucopolizaharide, de aici vine și numele afecțiunii. O încărcare a acestor compartimente lizozomale cu mucopolizaharide determină creșterea, umflarea acestor lizozom, prin urmare se stochează o serie de molecule care nu mai intră în niște procese chimice în mod corect și apare distrugerea diferitelor organe, țesuturi, bineînțeles, în mod treptat. Și în final se conturează ceea ce noi recunoaștem a fi tabloul clinic al acestei afecțiuni mucopolizaharidoza de tip 1. Bineînțeles că acest proces care determină această afecțiune de stocare lizozomală, deoarece acesta este numele grupului de boli de stocare lizozomală, pot fi diagnosticate nu numai prin sau suspectate prin trăsăturile clinice și evolutive, dar există și o serie de mijloace de laborator prin care noi am putea să dovedim, să certificăm existența acestei afecțiuni. Deci, practic, în momentul în care simțim că ceva nu e în clar, trebuie să ne prezentăm la un specialist, sigur, care poate să ne pună un diagnostic clar. Domnule doctor Fotin, vreau să vă întreb dacă există tratament disponibil pentru acest tip de boală în România și, și mai important, dacă este de contat sau într-un fel subvenționat de Casa de Asigurări de Sănătate. Din fericire, răspunsul este afirmativ. Da, există, începând cu anul 2013, după o perioadă de la dezvoltarea unei terapii de substituție enzimatică pentru această boală, practic se vine din exterior cu o enzimă asemănătoare celei deficitare descrisă de doamna doctor. Și este într-adevăr rambursat în Programul Național de Oncologie. Pe lângă această terapie de substituție, pacienții mai au nevoie și de alte intervenții terapeutice. Am auzit de la doamna doctor de afectarea auditivă, de exemplu. Acești copii, la un moment dat, au nevoie, dacă
auzul a fost afectat de protezare auditivă sau am auzit de valvulopatiile determinate de această boală. Au nevoie de intervențiile chirurgicale care să înlocuiască valvele inimii. Acestea, din urmă, nu sunt... Sunt acoperite de Programul Național de Boli Rare. Din fericire, pacienții sunt tratați, există terapii la care au acces. Poate la partea de screening am putea îmbunătăți într-un fel acest program de boli rare. Există țări, vedeam o analiză zilele trecute legate de numărul de teste și numărul de boli genetice cercetate în diversele programe de sănătate. Unde am putea îmbunătăți? Noi facem screening pentru boli genetice pentru un număr mic de boli. Există țări în jurul nostru care pun accent pe acest screening pentru că e mai importantă prevenția și poate strategia viitoare de sănătate va aborda din această perspectivă programul de boli rare. De a identifica înainte ca acești copii să fie afectați. Absolut. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, revenim și vom trage și concluziile acestei emisiuni în doar câteva minute. Rămâneți aici. Ne-am întors în direct, continuăm să discutăm despre mucopolizaharidoză împreună cu doctorul Vasilica Plăiașu și cu domnul doctor Nicolae Putin în platou. Doamna Plăiașu este în direct din Skype. Doamna doctor, v-aș întreba dacă există anumite teste genetice care ar putea să dea un diagnostic mai rapid pentru această boală rară și vreau să-mi vorbiți puțin și despre tratament. Când se inițiază, cât este de important să fie luat din pripă și administrată medicația cât mai rapid pacientului? Okay. Testarea genetică vizează două aspecte. Primul aspect este așa zisă testare de screening rapid, testarea tuturor pacienților aflați suspectați de această afecțiune se pot verifica printr-o analiză extrem de simplă din câteva picături de sânge. Este așa zisul test dry blood spot, din care se poate doza activitatea acelei enzime despre care povesteam. În condițiile în care analiza arată o activitate scăzută, este dovada afecțiunii. Bineînțeles că această testare de screening, dar ea fiind de primă linie în analiză, ea este verificată de testarea la nivel de ADN, așa testare genetică, care ne va oferi informația certă, finală, de încadrare a unui pacient într-o astfel de afecțiune și ne va ajuta în același timp de a consilia genetic corect acea familie, pentru că, să nu uităm, această afecțiune este genetică și ereditară. Deci pot apărea și alți membri ai familiei afectați. Spuneam că există și tratament specific. Nu este în sensul curativ, nu dispare boala, dar ajută foarte mult funcțiile acelor organe și sisteme de care povesteam mai devreme. Acea terapie de substituție enzimatică, acea enzimă care lipsește, o aducem din afara organismului prin administrarea, prin perfuzii intravenoase, periodic. Practic, pacientul va depinde tot restul vieții sale de această terapie, dar este în acest moment singura cale de a-l ajuta și de a împiedica apariția, de a împiedica apariția complicațiilor pe fiecare organ în parte. Fie că vorbim de aparatul respirator, de sistemul cardiovascular, acele riscuri care pot duce în final la instalarea decesului. Care ar fi aceste riscuri, domnule doctor Fotin? Riscurile pe care le previne terapia sunt... Absolut, da, inițierii unui tratament și ulterior. Cum ne spunea doamna doctor, este o boală progresivă cu afectare multisistemică, adică mai multe sisteme și aparatele organismului sunt afectate de aceste acumulatori ale acelor produși de degradare pe care organismul nu mai poate elimina, începând cu sistem nervos, cu sistem cardiovascular. Iar riscurile sunt cele menționate deja. Lipsa tratamentului aduce într-un final decesul acestor pacienți.
De aceea este cu atât mai important existența unei terapii pentru această boală. Până să apară acest tratament, se stabileau terapii de susținere a pacientului și eventual un transplant medular cu toate riscurile acestuia, dar nu întotdeauna cu succes. Această terapie, într-adevăr, stabilește posibilitatea acestor copii, că așa am văzut, debutul începe în copilărie, de a avea o viață relativ normală. Doamna doctor, aș vrea să vă mai întreb, până să continuăm să vorbim despre complicațiile importante sau problemele de aderență la tratament, dacă există alte boli cu care se poate confunda mucopolisaharidoza, nu știu, să întârzie un diagnostic cert în ceea ce privește pe anumiți medici din cauza că este confundată cu o altă afecțiune. Sigur, spuneam că acest tip 1 de mucopolisaharidoză face parte dintr-un grup mai mare de mucopolisaharidoze și în același timp dintr-un grup de peste 50 de entități de boli genetice lizozomale. Da? Explicam acel mecanism. Asta înseamnă că sunt și alte afecțiuni care pot să imite perfect tabloul clinic. Să nu uităm că este o afectare multisistemică. Practic poate îmbrăca, poate înșela ochiul specialistului prin fiecare organ afectat în parte. Cardiologul, specialistul pneumolog, neurologul, ortopedul, fizioterapeutul, de asemenea orelistul, anestezistul. Anestezistul poate să aibă probleme dacă nu cunoaște cu exactitate diagnosticul unui caz în parte. Pot să apară complicații prin absența diagnosticului de certitudine. Deci prima etapă, cea mai sigură de a nu face greșeli, este să avem o siguranță a diagnosticului, după care stabilim pentru fiecare caz în parte intervenția potrivită pentru inclusiv pentru a asigura o calitate bună a acelui pacient și a familiei lui. Cât poate dura un diagnostic, punerea unui diagnostic, cu etapele până când se stabilește clar că este vorba despre mucopolisaharidoză? Din păcate, specialitatea pe care o reprezint poate să-mi permită să spun că durează foarte mult, pentru că multe diagnostice se stabilesc tardiv. Foarte târziu ajung acești pacienți la specialiștii care sunt antrenați să recunoască detaliile clinice și din alte investigații ale acestor afecțiuni. De aceea suntem prezenți ca și specialiști geneticieni să creștem, să conștientizăm atât din punct de vedere al familiilor cu copii afectați, cât și al specialiștilor, de a-i face să înțeleagă și să suspecteze mai des aceste probleme și să-i trimită, nu cerem să se pună diagnostice de alte specialități, ci să-i trimită mai departe la o second opinion, pentru că este foarte important. Este un diagnostic care poate fi pus de la ușă, cum spunem noi. Nici nu intră bine pacientul în cabinet și avem diagnosticul pus. Bineînțeles, sunt și situații în care și noi avem nevoie de o serie de investigații, dar este una din afecțiunile care poate fi relativ ușor identificată, suspectată cel puțin. Și ați văzut că avem și instrumente rapide de verificare și diagnostic. Vreau să vorbiți pe final despre complicații, dacă există complicații importante sau probleme de aderență la tratament pentru persoanele deja diagnosticate și care au început o medicație. Din fericire, toți pacienții, eu îi cunosc pe toți, așa a fost să fie, nu au avut probleme de aderență. În general, familiile cu copii cu boli rare înțeleg foarte bine problema lor și vor să facă cât mai multe pentru acești copii, astfel că ei își oferă toată disponibilitatea și practic se lasă pe mâna specialiștilor pentru a primi ajutorul de care real au nevoie, pentru că și așa se pierde de foarte multe ori, după cum am spus, timp în defavoarea evoluției acestor afecțiuni care sunt încă greu de controlat din punct de vedere al medicației. Numărul pacienților diagnosticați în România cu astfel de afecțiune, sigur, este foarte mic. Unde sunt ceilalți pacienți? Sigur, ei există. Ei nu trebuie neapărat să aibă forme severe, de aceea orice detaliu care nu este
explicat, văzut de familie sau de specialist, un alt specialist decât cel genetician, poate să se gândească că ar putea să fie o problemă rară, de ce nu o mucopolizaharidoză. Domnule doctor Fotin, dacă vreți să mai adăugați ceva în încheiere, mai avem un minut la dispoziție. Am înțeles, ne-a explicat foarte frumos doamna doctor clinica acestei patologii și a transmis mesajul de conștientizare a existenței acestor tipuri de probleme, pentru că poate în emisiunile anterioare vom mai aborda cu siguranță bolile rare, care sunt rare și care au acest impact, pentru că fiind greu diagnosticate și fiind cu modificări genetice, ceea ce face într-un fel dificilă punerea unui diagnostic, dar nu imposibilă, dar pe de altă parte impactul generat de aceste boli este unul major asupra pacienților și asupra familiilor acestora, cele mai multe fiind însoțite și de alte dizabilități. Sigur, acum există, acești pacienți sunt prinși în diverse tipuri de asociații de pacienți. Am avut și noi invitați, Alianța Pacienților cu Boli Rare în emisiune, care se centrează pe identificarea de soluții pentru acești pacienți, lucru de altfel de admirat. Așteptăm să vedem pentru emisiunea următoare ce altă boală rară pregătim pentru telespectatorii noștri. Exact, vă mulțumesc și pentru extra emisiune cu această ocazie și pentru prezență, domnule doctor, ne vedem cu siguranță săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna doctor Pleiașu, pentru intervenția în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Ne revedem la ora 14, vă aștept la Top B1.